Levănțică, torturi cu Swarovski, pene și bată pe băț. Pe toate trebuie să le aibă anul acesta mirii care vor să fie la modă. Dar nu sunt suficiente ca să-i dea pe spate pe invitați, ar trebui să plătească și un caricaturist. Acesta le va aduce cu siguranță zâmbetul pe buze. Rochia, invitațiile, aranjamentele florale, tortul. Am uitat ceva? Fotograful. Anul acesta puteți renunța la el. Dacă aveți simțul umorului și o listă relativ scurtă de invitați, puteți angaja în schimb un caricaturist. €300 vă costă să le faceți caricaturi invitaților. La o nuntă reușesc să desenez live 50, 60, odată și 80 de portrete am putut să fac, dar nimeni nu pleacă nemulțumit. La un caricaturist, de obicei, rezultatul e mai bun decât te aștepți. Te gândești, mai ce o să iese. Și până la urmă a zis totuși a fost gentil cu mine. Un caricaturist se potrivește de minune într-un decor romantic cu influențe Provence. Pentru prima dată am adus Levănțica în decorul de nuntă și bumbacul, iarăși este alt camelaciu. Acest decor merge foarte bine pentru un party în aer liber, în pădure, de ce nu? Cine vrea un asemenea decor la nuntă și nu are mai mult de 150 de invitați, trebuie să plătească €1.500. În 2014 nu se mai poartă fântâna de ciocolată. Acum e la modă să-ți resfeți invitații cu un candy bar cu vată de zahăr. E un desert popular care, în plus, se asortează cu rochia de mireasă. Chiar a fost întâmpinată cu succes această idee. Lumea e încântată și chiar vrea să ne contacteze pentru aducerea unei mașini de vată pe băț la nuntă, pentru fotografii. În loc de buchetul miresei poți să ții o vată pe băț, se poți juca. Dar mai important decât buchetul pentru viitoarele mirese este rochia. Broderii, accesorii, dantelă. Anca mai are câteva luni să-și găsească una. Va merge în fața altarului în mai. Cauți ceva anume pentru 2014? Da, caut mai mult dantelă. Și la voal și la rochie, în mod special partea de sus și jos marginea. O rochie de mireasă pleacă de la 2000 de lei, iar un model mai deosebit poate ajunge până la 5000 de lei. O sumă prea mare pentru unii miri, dar există soluții. Să plătească rochița în două rate. Dă un avans și stabilim o dată de livrare a rochiei înainte de nuntă, cu o lună, cu 3 săptămâni, și când vine rochița, se achită cea de-a doua rată. Și când vine vorba de torturi, comercianții sunt flexibili. Se poartă mult cristalele și pietricelele ca și decorațiuni pe torturi, un tort mai sofisticat sau mai simplu și mai elegant, sau cu pene, depinde fiecare cum dorește. Un tort cu 4 etaje ajunge să coste 1.500 de lei.